Polițiștii de frontieră români au reușit încă o dată să salveze câteva zeci de persoane aflate pe o ambarcațiune gata să se scufunde în Marea Egee. Este vorba despre o barcă gonflabilă de mici dimensiuni în care se aflau 54 de persoane. Polițiștii de frontieră români de pe o navă maritimă a gărzii de coastă, aflați în patrulare în Marea Egee, au salvat 54 de persoane, dintre care 19 copii și 16 femei, aflate pe o embarcațiune ce risca să se scufunde. Aflați în misiune Frontex, în cadrul operațiunii maritime comune Poseidon Sea 2017, polițiștii au ca obiectiv supravegherea frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene. Astfel, sâmbătă seara, în jurul orei 23:30, polițiștii au identificat o embarcațiune gonflabilă de mici dimensiuni, cu motor supraîncărcată cu persoane, care se îndrepta către apele teritoriale ale Greciei. După evaluarea situației la fața locului, polițiștii români au demarat acțiunile de salvare. La bordul navei gărzii de coastă au fost transbordate în total 54 de persoane, 19 bărbați, 16 femei și 19 copii, care provin din Siria, Irak și Afganistan. Acestea au primit asistență, hrană și apă, iar câteva ore mai târziu au fost debarcate în siguranță în portul Chios și predate autorităților elene pentru efectuarea procedurilor specifice. De la începutul anului, polițiștii de frontieră români de pe navele gărzii de coastă au salvat peste 950 de persoane care se aflau în pericol la bordul unor embarcațiuni de mici dimensiuni în apele teritoriale elene.